Lucrătorii postului de poliție Gurghiu, în colaborare cu lucrătorii postului de poliție Hodac și sprijiniți de lucrători din cadrul Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Rural Reghin, au identificat o evaziune fiscală cu țigări, joi în jurul orei 11:30. În urma identificării și opririi în trafic a unui autoturism, au găsit în interiorul acestuia un număr de 166 de pachete țigarete fără timbre fiscale și un număr de 45 de recipiente din plastic de 2 litri ce conțin un lichid incolor. Conducătorul auto, respectiv un tânăr în vârstă de 26 de ani, domiciliat în municipiul Reghin, a menționat că ar conține alcool dublu rafinat nefiscalizat. Mărfurile găsite au fost ridicate în vederea efectuării verificărilor specifice, iar față de suspect sunt efectuate cercetări sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală și achiziționarea de alcool etilic de la alți antrepozitatori decât cei autorizați.